Yo, ce fac băieții și bine ați venit la un nou 128 Draft Challenge pe canal Ultimate Team of the Season. Sunt disponibili, am reușit deja 2 127. Hai tată, cu recordul mondial. Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC24 sau să deschizi cele mai tari pachete din store? Cumpără coins de pe u7buy.com și folosește codul OVI pentru 6% reducere. Iar contul tău este alimentat cu coins în maxim 10 minute. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai să înceapă primul drăftuleț, mă, și hai cu like-ul ăla magic. Până acum am făcut pe single player la Legendary 127, hai să încercăm și un Ultimate. Bă, nu știu, mă, poate se întâmplă ceva, poate e vreo manevră și ne iese ceva mișto, mișto de tot. Lasă-și tu un comentariu și spune-mi, bă, dacă ai văzut un 128 sau dacă ai făcut, tu cred că ăsta e recordul mondial acum, cred că doar foarte puțini oameni din lumea aceasta au reușit acest record. Încă ai 4-4-1-1 attacking și începem! Totti Ronaldo și mergem mai departe. Nu luăm Messi, că Messi are tot, care tot pică. Marvez 93, iar acel Rothulit este foarte polivalent. Ginola de 92, să rămână. Putuios 96. Mamă, ce început fabulos. Nicolo, hai să te iau Nicolo, ce să facem? Ce să facem, băi, Nicolo Anton? Anton să fie și diferență de 3-4 puncte. Alisson Totti, hai bă, hai cu un Virgil. No, ne-am pușcat aici, ok? Balerdi, ne-am pușcat aici. Mă duc pe rezerve aici, avem nevoie de fundaș. Zinchenko, vezi că vine Campbell, mă. Da, mă, golazo, Campbell. E rar, eu cel puțin nu prea l-am văzut de foarte multe ori. Nu mi-aduc aminte ultima de când l-am văzut. Emerson, 89. Și pe dreapta, un Zambrotta polivalent. Are și LB. Ok, mulțumesc. E în rating 92 de acum. Carduri speciale, dar hai să ridicăm totuși acel rating, dacă se poate. Și uite că ne iese aici o combinație frumoasă. Vine Cafu. Mutăm frumos și ne ducem cu... Frumos. Dar n-o să avem cum să-l băgăm. Ba da, ai cum să-l bagi, Ovițu. Este foarte simplu. Ia uite și mai vine un icon și ești la 31 în continuare. Și oare se face... Kerr, bă! Haide tot. Mișto. Raspa, dar unde n-am eu? În ACB-ul n-are, mă. Și cu putea iasă. Ok, poate intră cu Barella. Klaus, ai de mine slab. Și Smith are carduri mult mai bune. Cred cu Barella aici crește într-unul, dar nu e destul din punct de vedere la ratingului. Și atât de bombe. Bă, dă, mă, hai mă că dă. Hai că dă, tată. Hai că dă, fii atent. Și vezi că e și chiar rezerv acolo. Și cred că e 93, cred că se poate 93. Marta cam rămâ, mă, braziliero. 94. Și Santos, cam cam în Santos. Nu, mulțumesc. Marta aici. Aș câștig un plus 1. Fii atent, hai să facem așa, venim cu Kerr. Mai e ceva, venim cu un Barella de aici. Aia s-a făcut 93, frumos. A, ce să zic, chiar mișto. Și uite, pot să mă duc și în 32, dar mai stăm un pic să vedem ce pică. Asta. Corșou, ui! Ce o avea, mă? Ia uite, mă, la aia. Și Zanetti. Bă, mai avem un Zanetti, nu ai un Zambrotta, Ovidiu, care e când... Ăsta ne-ar da full camp 100%, dar aia, mă, cu 97-le ăsta, forțăm, poate. E rating 94, ultima carte, hai, te rog. N-a fost, bă, ne-a coborât. Bă, mai făceam un 127. Du-te, bă, de aici, ia. Nu e, bă, la ultima carte s-a pierdut. Stai un pic. Eu pot să vin cu LM aici. Pierdam. Tot 94 este. Pop, Ronaldo, n-ai ce să schimb. Bă, dar ce problemă e cu CB-ul ăla, ești nebun? Ha! Hai de joacă așa. Bă. Tot, nu? Păi, dar stai puțin, stai, că dacă fac asta, am loc de manevră aici. Și pot să vin cu Alexia. 33. 126 cinstit. 126 cinstit în primul draft. Foarte, foarte, foarte frumos. Draftul numărul 2, tată. Tot pe Ultimate. A plecat și începe. 3-5-2, 3-4-2-1, 4-5-1, 4-3-3. False 9, ăsta are CDM-ul și...
Hai mă, să încerc și asta. Hai să încerc și un 4-3-3 false nine. Nu cred că l-am ales de ceva timp. Începem frumos, zic eu, cu Gary Müller. Pe left winger, Williams. Da, mă, că noi facem superstar, nu? De fiecare dată facem draftul superstarilor. Raso, cei 3.000 jocași centrali. N-am vrut să mă duc pe aici, n-am vrut. 91-6 Vitini, îmi place. Ce de mai important de tot. Haide, tata, Stanway, nou. Golo! Golo, sunt curios cu cine e mai ușor. Dar naționalitatea asta ar trebui să ajute. Poate pică o Mares pe right winger. Aici vine un Rudiger de 94. Cât de mișto. Celălalt CB va fi un Hanco. Am dat-o de pământ cu Chemu, cred. Da, trebuie să forțez dat. Pe left back. Frumos, mă. Întotdeauna ziceam, nu știu, zic Andy Cole, dar Andy Cole, Man United, atacant, Ashley Cole, Chelsea, Arsenal. Nu știu cum. Pam, aveam nevoie acolo, nu puteam să mai avea Cancelo. Aveam nevoie de chemistry. 90 Tibo, haide cu Tibolino. Bun, rating e 92, chemistry e varză. Dar începem de aici și lucrăm cu Spor. Braziliero are cam CFST. E un plus 1 față de ceva. Germanul are doar CFST. Nu e polivalent din punctul de vedere. Cafu, uai ce gaură umplem noi aici. Mamă. Foarte mișto. Și du-te bă, 92. Ce e asta mă? Stai puțin. 91. Îmi dă CM, mă, îmi dă. Uf, ar intra gaură acolo bine. Mă duc pe casă totuși, 31. Ia uite ce bine stăm acum. Abili! Wow, cât de miștoți drafte. N-ai, mă, sunt absolut superbe. Sunt la 31, așa, left winger-ul. Bă, left winger, right winger, așa slab, mă. Pompa are LBLW. Asta are ST, n-a trebuit să iei pompa. 93 ăla, nu ai cum să-l ierți. Îmi trebuie right winger, mă, mă, ce naiba. Uite, vine, tu vii frumos, mă, n-am ce să zic. Și nu o să iau pe Rafinha aici. Îmi trebuie ratingul, nu o să iau pe Rafinha. Mai îmi dă un right winger aici, sigur mai îmi dă unul. Mai îmi dă 100%, nu-ți mai dă. Ba da, bă, Messi n-are Messi acolo. Rating 93, mișto. Mamă, și ce mișto e, deci fără right winger era mișto. Ah, left winger, Kieran Nicole, ok. De ce cea mai high rate de aici? E un plus 7. Că s-ar putea să fie și ăsta un 126. Pargisung, left winger. 90, ce meu aici, cine nu ți-a ție? N-am Vitinha, e cu probleme, mă. E 90, oricum e cel mai high rated. Încă 3, bam, slab, weah. Coboară 92. Scurios dacă duceam pe banca de rezerve, rezolv ceva. Ăștia nu, n-au nicio treabă. N-am cum să mă ridic. Am Müller 94, într-adevăr. Sau s-ar putea, stai, s-ar putea. Ai și bun pastor, ai și Tibo. 90-ul Tibo nu e rău deloc. De acum cred că e 93, nu e bun. Ia vezi acum. Bă, da, uite, de acum e 93. De-aia stai o secundiță. Așa ar fi, mă scade? Nu, mă rămân frumos. Ha, cine nu e? Ruibu? Bomba, vezi că e superior. La Liga sau Neamț? Haide, tată. La Liga sau Germania? La Liga sau Germania? Bam! Liga F? Uite și un neamț la sfârșit. O Hockner. Și facem 2 de 126 la rând. Bă, se leagă, n-am ce să zic. Foarte, foarte, foarte mișto draftul. Acum e plăcere să le faci. Draftul cu numărul 3, mă. Top pe Ultimate. Hai că se leagă. 4-4-2 flat, 4-5-1. 4-2-3-1, ia stai puțin. Un 4-2-3-1. Aici cred că am văzut primul 127 trimis de un abonat. Bine, cu Johan Sito. Uite, mă, pune-l pe ST, tati. Hai, dă-mi un striker care și cam, te rog frumos. Mia. No. Kilian. Un cam aici. Wow! Nici că se putea mai bine. 97 pele, 92 Zico. Firaria să fie. N-am doi jucători care n-au cam. O să stăm la cam aici, să vedem cum rezolvăm. Oberdorf. 95 toti. Talent. 93 Camavinga. Acum naționalitate bună, ligă foarte bună, echipă top. Anton, care ne-a făcut probleme până acum din punct de vedere al chemistry-ului, dacă mi-aduc eu aminte, cred că în primul draft sau în fine, dar îl rezolvăm noi. Paolo Maldini, versiunea sa bună, nu mi-a plăcut acel Future Stars, body type-ul nu era ce trebuie. Krumbiegel, care ția cu Oberdorf, fabula sau și bronz aici, care nu e deloc. Hai 91 ăsta, că nu s-o face de acolo. Pe stânga, două variante Roberto Carlos în același player pick. Una Golazo și una Future Stars Icon, Golazo fiind chiar
5 cu 5. Roberto Carlos de 93, bineînțeles, și ratingul este 92 fără portar, un portar care din păcate este unul slab, poate rezerva, ne ridică draftul, vine un Dudek, una e Simon, haide tată. Ok, una e Simon acolo și hai să începem de la rezerve. Camul este problema noastră, cu Camul le bătem și îți vine un Messi de 90. Păi o faci așa și după aia vii aici așa. Pierzi? Wow, ce nebunie. E rating 93 oare dacă fac așa? Asta să vedem. Trebuie mă să fie Eusebio. Vine Podolski. Wow. Vino Pod. Vino Pod încă. Ia uite, 32-93. 93, poate forțăm încă 127. Pușcaș de 94, care are KFST, doar Frimpong. Noi de mine, Frimpong. N-am cum să zic, nu mă, pierdem, nu? Pierdem doar unul acolo. Trebuia să iau acel 97, avem nevoie. Laurent Blanc. Foarte mișto, fii atent. Bam. Nu e mare afacere din punct de vedere. Cafu! Du-te, bă, de aici. Asta e combinația de 94, iar bă, nu se poate. 94. Wow. Yarmolenko? A scăzut la asta. Trebuie să vină bombe de acum. Da, mă, Hansi. Hansi, bă! 97. Este 94, vă spun sigur că e 94 ăsta. Trebuie să vină bombe. 93. Suntem în continuare, fii atent, pentru că facem manevra asta de aici. Vine aici așa. E 94. E 94, mă, la 3 cărți aici. Bam. Nu știu dacă mai dă până la final, oare? 94, Stanway. Mamă. La o carte suntem, ești nebun? Suntem iar la o carte. Aici ar trebui să dea ceva rachetă. Nu, ne-a coborât? Instant ne-a coborât. Da. Nu știu dacă merge cu 91 ăsta. Ia stai. Da, măi, 94, ai la ultima carte, bă. Ultima, bă. Nu e. Bă, ce păcat. Ia stai, să bag un Anton. Anton, 93? Ai, bă, băiete, bă. Ai, bă, băiete, bă. Nu vrea, mă, nu vrea. Oh, ce frumusețe. Ce frumusețe. Era și full cam. Mamă. Superb și draftul acesta. Se termină doar 126 la ultimul, bă. Ultimul. Aveam oare ceva pe bancă mai high rated să ridic, să bag? Ai, aveai Frimpong ăla. Dar nu văd, ai un 94 Stanway CDMCM. Poți să bagi aici, așa. Aveai pe dreapta pe Frimpong. Ok, și în atac ai 93. Mamă, ăsta joacă peste tot, ăsta am mâncat la șpel. Și cam are LBKM. Anton, stai mă că era Craif aici oricum. Hai bă tată, nu vrea mă. Aveam nevoie de 97 ăsta în primul 11 oare? Da mă, uite rating 94. Da, asta era combinația, mai trebuia un 97 în primul 11. Fabulos oricum, fabulos mă. Draftul numărul 4, 3-226 la rând. E o nebunie ce se întâmplă la momentul actual la drafturi. 4-2-3-1, 4-3-3 attack, una dintre formațiile mele preferate la draft. Și hai să începem puternic. Începem, mă, cu 93 Cordoba pe fundaș. Atacanți, extremă dreaptă, Diani, Garincha sau Al-Habibi. Garincha ajută mai mult la chemistry. Pe stânga, Paolo Futre, vine și Wrighton Lineker. Wrighton 92, acolo ratingul este mai important. Iago Aspas, o alegere slabă pe poziția de atacant și ne calmează un pic. Dar trebuie să mai vină și carduri slabe, nu se poate mereu carduri bune. Wow, Future Stars Icon, Zizu, Linu, ha, haide tati. Al doilea CM, slab asta, pirarii o să fie. Avem 3 slab momentan în primul 11, dar uite mă, pozițiile importante se umplu foarte frumos. Lawrence, 88. Lawrence, îmi trebuie fundaș mult mai high rated pentru record. Pedro Porro, 90, vedem ce aduce banca. Portarul, Mike Manian, slab portarul, rating 91, da, nu se poate în continuu să dea bombe, hai să vedem cum o dregem, dacă o dregem. Ceame, uite mă, o poziție pe care o umplem deja, Ceameul, ne trebuie striker, ne trebuie mijlocaș central, vine Berardi, și Donnarumma în formă, 93 Berardi dictează. Craif care ok, îți umple poziția de striker foarte rapid, mișto deja, cred că e 92 Berardi, ce are right, mid right winger. Continuăm cu Rui Costa care ce am CM și ne-am rezolvat echipa fără absolut nicio problemă. Totuși Pedro Poronare, e rating 93 din nou, mă. Foarte tare, frate. Teia 90, să rămână. Dar ești tu un icon aici? Barosan?
Summer 95, nici nu puteam ceva mai bun de atât. Poate un Allison era mai ușor de lipit. Bronze 92, Grimaldo 95, bă. Ia vină tu cu Grimaldo încoa. Scoate Lawrence, bagă Berardi, arată 94. Nu e, n-avem cardul la 97. Ne trebuie bombe de alea mari. 97, 94 golovi, nu-i rău, mă, fii atent. Osimhen. Și vine și un Hulit 94, care, wow, cum intră perfecțiune într-o chipată. Tot nu-i 94. Va fi nou, va rămâne 93, un draft superb, zic eu. Chemistry este, de ce nu e full? Cine, left winger-ul nu-ți ia? Și n-avem noi combinație pentru left winger? Ba, Golovin cum e? Nu, tot la fel, oricum e mai high rated. Bă, serios? Nu poți să dea la manager aici, nu? E mai ușor la Raiten? Ia uite și tu, bă. Vezi cu Chelsea așa, nu? E full, dar de unde pierdem? Pierdem altul, pierdem Pedro Poro. Pierdem Pedro Poro. Stă oricum e full. Grimaldo pe partea asta e rating. Hai că e ratingul bun, targingul e 93. Și mai ușor la naționalitate să pici asta. Să pici un Pedro Poro. Grimaldo ce mare, are lâmă doar. Bă, hai mai manager aici. A, Premier League sau spaniol? Avem o șansă, e o șansă. Și vezi că și Ketteler ăsta trebuie scos. Bun. Hai mă, cum spaniol. A, ia Gospas în loc de Cruyff. Ia să vedem, stai puțin. Ți-a dat naționalitate, bă, ești nebun. Bă, ți-a dat naționalitate aici, bă. Și poți să scoți să bagi Grimaldo. Du-te, bă, de aici. Și venise și Fran. Hai că e 126 așa. E oricum 126, 4 la rând 126. Record pentru noi. Nu am făcut niciodată asta. Hai să vedem și draftul cu numărul 5. Pleacă draftul cu numărul 5. Hai să vedem cine aduce. Tot pe Ultimate, tată. Și 3-4-2-1, 3-5-2, 4-4-2 flat. 3-4-2-1 să fie tot. Haide că avem CF, avem LMRM. Începem cu Maldini, 94, mișto pentru rating. Este faul de capul meu, doamne, 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 doamne. E cel mai bun pic ăsta, 97-2 de 97, bă. Nu te juca cu sentimentele mele. 91 Zola, aici nu se mai joacă. Sufăr deja, striker-ul. Oale, ca totu. Bă, cum începusem, 94-97, 96, ce face? Doamne, tot e KDB acolo, cum intră? Celălalt CM, 93, Mataus. Uai, ia, pe râm aici e important și nu-mi dă. Mamă, ce pușcă ne-a dat. Ce pușcă ne-a dat. Și LM-ul este Savio, brazilierul bun, Coman, mai ușor de făcut cu el, da. Hai, Kingsley, ok. 2 pe CB, Marquinhos, 95, mamă, doamne, oare? La port, hai cu la port, ce te mai uiți, 88, tu? Una caldă, una rece, 94, Herbs. 93 ceh. Trebuie să fac 93 ceh, bă. Hai 93 ceh, hai în firar, iar nu pierde noi de la 1-1 acolo. Nu-mi pierde la 1-1. Cafu, golațul, intră în gaură. Uite gaură aici. Uite gaură. E 94, cred. Bă, te rog. Mamă, Doamne, Dumnezeule. Mamă, Doamne, Dumnezeule. E 96 pele. Fii atent cum intră 96 pele aici. Babim, un bam, bam. E 94. Haide, tată, haide, tată, haide, tată. Trebuie să mai dea și pagube de astea. O pagubă mare acum. Nu, Thiago Diani, 92, Diani, hai cu Diani. Na, Messi ăsta, nu, că pică tot e Messi, pică tot e Messi, ia vezi acum, haide tata, hai cu tata, Jardini, yo, Sumber 95, Jardini ce poți mai are și să tâvă, al nostru e bă, n-am acum, al nostru e, uite, aici, uite, tâc, bam, bim, bum, bam, suntem pe 94, Haide, slab ăsta. Nu e, bă, e 97 toți, Messi, cât de rar e, doamne, cât de rar e. Întoarce-te înapoi, în echipă, ia uite-te și tu. E 94 în continuare. Merge, mai departe, Acosta, e încă 94, dar nu mai avem... Bă, Goresca, e încă 94, haide, tată, încă 3 carduri, pentru încă un draft de istorie. 90, a scăzut aici, cred. Nu, bă, încă 2 carduri, haide. Na, cum să... 95, Grimaldo. Și portarul, vezi că ai și un Zola pe rezervă. A, ia Nicolo. Haide, tată. E bun. 92 Iașin. Este, mă. Ia stai puțin. Stai cu chemul. Nu. Jardinho aici clar e full. Dar nu știu dacă păstrăm. Stai. Păstrăm, bă. Du-te, bă, de aici. Du-te, bă, ce minunăție. Încă 127. Și aveam ceva. Uite, stai puțin. Stai. Că ai Diani pe bancă. În locul lui. Lizarazu. Ce spune și ai că nu stă aici? Nu e 95 rating, bă. Bă, băiatule, ce minunăție. 127 cu Petr Cech, Laport, Maldini, Marquinhos,
Come on, 96 KDB, 93 Mateus, 93 Cafu, 94 Cafu scuze, 97 Craif, 94 Jarzinho, 96 Pele, absolut fabulos, încă 127 de poveste. Tată, mamă, oare puteam să ajungem și la rating 95? Așa, și la mijlocul un Goretzka, stai. Bam, mai avem ceva Grimaldo ăsta care are lâmă, mă, stai că ăsta oricum mergea de la început. Nu e, mă, nu e. Nu e, din păcate, rating mai mare, of. Deci, unde se pierde aici chemul? La KDB, și la mijlocaj, mă, dacă vin cu Mateus aici, iau unul în plus. Foarte mișto, n-am ce să zic, foarte mișto. Terminăm cu încă un 127 depus în ramă. Nu uitați să apeși și tu butonul de like, mă, pentru acest draft absolut, dar absolut minunat. Asta o să fie totul pentru astăzi. Eu simt că vine și 128-ul la până la urmă. Trebuie să vină, tată, vă popoviță pe toți. Zi faină să aveți. Pa, pa!